Noua lege a educației propusă de ministrul Ligia Deca trebuie să treacă de votul Parlamentului până la 15 martie, au decis liderii coaliției de guvernare PSD, PNL, UDMR. Liderii au decis și calendarul noii legi. Până la 1 februarie vor lucra experții, câte 3 de la fiecare partid. Până la 15 februarie, legea trebuie adoptată de guvern, iar până la 15 martie trebuie să fie votată de Parlament. În ședința coaliției, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus ca legea educației să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către guvern, așa cum se întâmplase și în 2011 cu legea Funeriu. Liderii coaliției au convenit însă în cele din urmă că soluția asumării comportă și riscuri, precum depunerea unei moțiuni de cenzură, plus acuzația lipsei de dezbatere, așa că e preferabil un parcurs prin Parlament. Marcel Ciolacu a spus că soluția asumării răspunderii ar putea funcționa doar dacă ar exista un filtru politic anterior, adică grupul de lucru. Reamintim că precedentul proiect de lege a educației elaborat de fostul ministru Sorin Câmpeanu a stârnit un scandal atât în societate cât și în coaliția de guvernare, iar ministrul a fost nevoit să demisioneze. Ligia Deca, fost consilier prezidențial, a anunțat la începutul mandatului său că vrea să transpună în noua lege a educației conceptele din proiectul președintelui Klaus Iohannis, România Educată. Proiectul noii legi a învățământului superior realizat de Ligia Deca menține portița care le permite rectorilor, prin suspendare, să aibă un număr nelimitat de mandate la conducerea universităților, potrivit proiectului de lege obținut de pe edupedu.ro. Concret, o versiune de la începutul acestui an a proiectului de lege a învățământului superior despre care edupedu.ro a scris că urmează să fie prezentat de ministrul educației Ligia Deca în coaliția de guvernare, indică o schimbare de la modelul propus în vară, ce a stârnit critici susținute în mediul academic, prin revenirea la regula prezentă în legea în vigoare și astăzi criticată și ea. Rectorii să aibă mandat de 4 ani și nu mai mult de 2 mandate succesive complete. Mențiunea că mandatele trebuie să fie complete pentru a fi limitate la 2 a fost introdusă în 2014 în legea educației aflată în vigoare când miniștrii erau Mihnea Costoiu și Remus Pricopie, ei înșiși beneficiari ai portiței și care sunt astăzi la al treilea mandat de rector pentru că s-au suspendat dintr-un mandat atunci când au ocupat funcția de ministru. Relatează g4media.ro.